Salutare tuturor, sunt aici, bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de Antărn și bineînțeles, Razor, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like, dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade și haide să vedem brigada în acțiune, să strângem acolo cât mai multe like-uri, mai ales dacă vreți să continui această serie de Antărn. Razor, de această dată voi fi singurel pentru că filmez, la, stai așa să mă uit cât este ceasul, este 2 și 10 dimineața și acum nu mai pot fi ăștia online că n-ai școală, dar am zis, bă, hai totuși să filmez singur, adică după m-ați fi înjurat că de ce nu pun clip de Unturned, așa că filmez nici ceva singurei. Vreau să mai lootez o dată chestia asta pentru că vă dați seama, dispare loot-ul în momentul în care restartăm serverul. Butterfly Knife, what the fuck, Ranger Ammunition Box. Și după aceea vreau să mergem la casa să îmbunătățim și noi căsuța, am niște idei super faine cu generatorul ăla. Eu de aici, Lettuce. Varză, băi, ești nebun? Am niște idei faine cu generatorul ăla și cu chestiile alea care luminează, da? Vreau să facem să fie bine, să arate faină căsuța noastră și poate chiar o terminăm. Oh! Right in the heart, bitch. Fix în inimă, am băgat-o fraierului. Scope? Ok, orange bandana. Bă, uite că a fost ok. Am luat deja în generator, what the fuck, am luat deja în inventar tot ce avem nevoie de generatorul. Hai să mai fac eu niște... What the fuck, cât clot. Uite cât... What the... Cât clot putem face. Ok, this is weird. Adică, uite, putem face foarte multe ștouri de astea. Ok, și dress singur. Deci am la dress singur să... Deci pot să mă bat singur cu dress singurile, frate, la câte de astea am. Uite, frate, nu cred că o să mai mor foarte curând, decât dacă o să se facă lună plină fix acum. O, da, și am luat și o... Am luat și o săgeată, am găsit și o săgeată aici sus înainte să încep clipul. Deci v-am zis, cred că nu vă deranjează că filmez singurel, că pana mea, până la urmă, am început canalul singurel și am filmat foarte mult zi. Am auzit al... O, ce-a murit, frate! Mi-a rupt piciorul. Fuck it. Fuck it, dude. Just fuck it. Ok, o să merg foarte grav acum. Pentru că my leg is fucking broken. But ok. Ia să-i băgăm ăstea. Ce faci, boss? Mă, ce tragi de... Așa. Aba, a murit bossule. Mai sunt și aici, uite, cric. Hai să luăm un cric de ăsta. Să ne ajute. Bă, dați cam mulți. Deci e super bun arcul, frate. Deci, pe lângă faptul că săgețile astea le poți... Ia uite, cuțit. Pe lângă faptul că săgețile astea le poți refolosi, bine, acum apare mi s-a stricat săgeata, că era deja destul de stricată. E chiar super, super fine. Adică, uite, eu mor pe toți din prima, dacă le dai la cap, eu mor din prima și are și range-ul destul de mare. Asta e ok. Bă, n-am nicio șmechere de aia care să-mi repare piciorul. Momentan n-am nimic pe piciorul. Bun, hai să mergem. Ia stai așa să folosesc și eu bandajele astea. Cam 58% și nu vreau să am probleme. Hai să trecem și pe la fermă, dacă toți suntem acolo. What? Mi se pare că am văzut pe cineva. Sacada acolo foarte urât, ce... What the fuck? Cred că mă bugasem, frate, nu încă Sacada. E acolo ceva, arată foarte ciudat. Ok, și v-am zis. Ne întoarcem repede pe jur acasă, mai lutăm și noi ceva pe aici dacă mai avem de lutat și vreau să mai continuăm căsuțam, că toți suntem singurei. Și m-a întrebat cineva acolo cât de mult o să joc pe mapa asta, adică cât de mult o să ne jucăm pe mapa asta. PEI, mi se pare că se numește PEI. Bă, sincer, o să jucăm până când ne facem o căsuță, un garaj fain, o să avem cam toate itemele și după aceea o să ne mutăm pe noua hartă numită Washington, da? Și sper să găsesc aici niște săgeți. Dar practic nu o să se oprească seria, deci stați fără griji că erați foarte mulți impacientați că se oprește seria când se termină mapa. Nu, frate, nu se oprește. O să continuăm seria de Antern pentru că am văzut că vă place un arc mai bun. Ia uite, frate, e mai bun arcul ăsta decât ăsta pe care l-am eu. Ok, pac, îl punem aici și are și săgeată. Bun, luăm chestii necesare. Ce faci, boss? Oa! Te-am caftit. Te-am găurit. Încă unul, du-te mă de aici. Te-am caftit și pe tine. Hai să luăm cât mai mult să se săgezi. Missing space, are you fucking kidding me? Nu mai am spațiu. Fii antenă. Fiți antenă cum facem noi spațiu, cum facem asta, ce ne place nouă. Să fac dressing-uri. Bun, și avem și aici scrap-uri. Hai să combinăm astea, să văd dacă merge să combin ceva. Ok. Acum am spațiu. Am avut spațiu acum. Barbed wire ăsta. Noi le-am pus. Eggs, juice. Uite un zombolo acolo nebun. Bun. Ioi, ce m-a speriat ăsta. N-am încărcat. Du-te în grijanii de aici. Du-te și tu în grijanii de aici. Ce-a picat aici? Ceva magazin. Bun, hai să mergem. Oh my god, guys, vechea noastră căsuță. Ce faci, male? Iar nu e încărcat, deci mereu uit să-l încarc. Du-te. Serios! Right in the pase. Ce a supraviețuit omul? Și încă unul aici, fii antenă.
L-am omorât din prima și de la o distanță mai mare. Și aproape spartă să se taie. What? N-a murit. Serios! Bă, frate! What? Am... Deci, sunt singurul care credea că după ce am dat sabia aia, frate, am dat o săgeată, după am dat o katană fix în spate. Eu am crezut că am murit și vreau deja să-mi iau bandaje, dar nu, nu era mort. Ok, vom da fucking home. Nu merge să dau home încă, luăm o mașină și ne mișcăm super urgent. Aici poate vezi că îmi dispar itemele că turbez. De fapt, nu îmi dispar itemele, bă, frate, dar mi-a iurea de tot levelul pe care l-am pierdut. Oh my fucking god, deci am murit like a noob. Bă, dar nu, pur și simplu... M-a luat pe nepregătite, deci pe lângă faptul că mi-a dat extrem de mult damage, m-a luat și pe nepregătite, fraierul. 5%, 11%, nu îmi spuneți că n-avem mașini. Cu tractorul mă duc. Cu tractorul, gata, boss. Furăm tractorul lui Sile și mergem repede pe jur. Ia uite, am și lumină. Ioi. Bă, dar bagă viteză tractorul ăsta, ești nebun? 50 la oră tot bagă, uite. Du-te tare, tractorule. Și hai să ne grăbim către locul în care am murit. Mă simt foarte... Nu știu, mă simt ca la țară, cum am pot spune. Și eu n-am bunici la țară. Deci eu n-am țară, cum ar veni. N-am țară, sună foarte ciudat. Eu nu mă duc la țară pentru că n-am bunici la țară, știi? Și nu știu, mi-ar fi plăcut și mie să mă duc acolo, să văd exact ce și cum, să văd, frate, nu știu, să... Am și acolo prieteni, că e altceva față aici de la oraș de unde sunt eu. Anyway, hai să nu mai vorbim de chestii de genul. Vreau pur și simplu să-mi iau itemele. Oh, uite o mașină, du-te de aici că te calcă tractorul. Așa clăsunează tractorul, boss. Hola! Hai că ne apropiem. Ia du-te, mă știu. Mie să nu-mi strice G4 ăștia tractorul, frate. Și itemele cred că nu se disponează decât dacă... Pur și simplu, nu știu, dă crește serverul. Doamne ferește, dă crește serverul să rămân fără iteme. Sau dacă mi se ia curentul. Doamne ferește să mi se ia curentul. No thank you, nu mai vreau să mă gândesc la astea. Dar nu mai știu la ce fermă. Ah, știu la ce fermă. Eram la Wilshire Farm, pentru că acolo am eu casuț. Adică fix aici, drept în față. Ok. Nu la aia din stânga, la asta de aici din față. A, bun, pe fiantene ce golesc eu, tata, fratele meu. Și după ce ne facem rost de iteme, sunt curios și cât XP ne-a luat-o. Să ne uităm acolo la skill, să vedem exact ce și cum. Și asta a fost gen răzbunare, pentru că a spus la începutul clipului, când aveam foarte multe dressing-uri, a spus că nu mai am cum să mor. Dar uite că am murit, că am fost eu foarte neatent și am reușit să mor like a fucking noob. Ca un noob a murit fratele meu, ăla e mort. Uite-l cum stă, mamă, ci sânge pe aici, prin casă, pe pereți, pe peste tot. Aba. Bun, repede iteme. Oh my god, câte iteme sunt aici. Bă, și iarăși o să trebuiască să-mi aranjez inventarul. Well played, Zandre. Oh, what? S-a activat night vision-ul. Cum, dragii mei, s-a activat night vision-ul? Am luat Tark, am luat... Bă, am luat cam tot ce era pe aici, nu? Am luat aia... Ok, hai să vedem. Ne punem arcul. Bă, arcul. Bă, what? Stai să aruncăm arma asta, pentru că nu mai am loc să fac change-uri de astea nebune. Și katana. Bun, și hai să luăm shotgun-ul ăsta. Missing space. Are you fucking kidding me? Luăm aici cloth. Și ne facem bandaje. Acum cred că am spațiu. N-am spațiu. Să-mi aranjez astea altcumva. Uite, le pun aici. Și acum am spațiu. Gata, boze, am luat. Mamă, trebuie neapărat să ne întoarcem la bază. Let's go fast. Am aici încărcat. Bun! Luăm tirul și mergem la bază. Tir, auzi la mine. Luăm tractorul și mergem la bază. Da, uite că am murit. Bă, de asta e că am spus că mă la skills. Ia să vedem. M. Skills, bă, mi-a luat ceva. Cred că mi-a luat una de la fiecare. Mi se pare că aici aveam 35, deci cred că mi-a luat una la fiecare. Și am 48 experiență. La cooking mi-a luat ea? Nu mi-a luat la cooking. Ok. Pe ce să ne punem? 48 experiență. Să-mi iau overkill. Am pus deja pe overkill, fuck it. Am dat click dreapta, am crezut că trebuie click stânga și am dat click dreapta așa de formă și s-a pus acolo. Oh my god, du-te bă de aici, stâlpule. Nu merge să dau cu spatele? Serios, n-am forță să dau cu spatele? Ia băga mea și că am eu un cric aici, fii antren cum folosim noi cricul. Ia fii antren cum o să facă... Opa! Oh my god, gata oameni buni. La asta e bun cricul, yes! GG, well played. Bine, o să mai avem nevoie de lemn. Și aș avea o idee cum să fac rost de lemn, dar după ce încolesc inventarul. Pur și simplu poți să intri cu mașina în pom.
Deci mi se pare genial. Și după, pe lângă faptul că o să fie foarte real ce o să vedeți, adică pomul care o să zboare așa prin aer foarte, foarte fain, o să pice pe jos loguri, știi? Și luăm logurile alea, pac, pac, facem la casă frumos, elegant, cât de cât, frazor. Încă o dată vă reamintesc și chiar v-aș ruga să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mă susțineți, bineînțeles, dacă vreți să continuăm cu câte un clip pe zi, cu Hunter la ora 8 seara. Și nu neapărat, și dacă vreți să continui activitatea, o să fac și acel vlog de care v-am spus. Cred că mâine o să-l pun, vlogul în care o să vorbim despre sesiune, ecologie, examene și așa mai departe. Vorbim și despre live-uri și cred că o să fac și un live, nu știu exact când, dar vedem. Bun, hai mă repede pe jur aici. Deci pe ăsta vreau să-l calc. Hoba, ce-ai făcut, boss? De fapt e calc pe toți din paștele lor. Ar fi fost fain să-ți dai XP când e calc. Bine, nu-mi dai XP că nu-i omor eu cum ar veni, eu moară tractorul în acest caz. Dar ar fi fain, gen, că tu conduci tractorul. De ce o banană cu 40 de dolari? Că tu conduci tractorul și ar fi fain să-ți dai XP. Am face o grămadă de XP. Deci m-aș plimba prin oraș și aș băga la zombii călcați acolo, n-aș fi avut o treabă, fratele meu. Paul's Hats, auzi. Și acum vreau să vină luna plină ca să fac XP. Deci când aveți nevoie de XP, să aveți echipament bun, jujuc, luna plină. Asta e tot ce aveți nevoie. Bun, hai că ajungem repede pe jos aici la bază. Ne urcăm aici. Uite cât de fain se vede acolo de sus. Aba, mașina de poliție e în flăcări. De fapt, iese fum din ea, nu e în flăcări, ce drept. Și hai să oprim tractorul, uite, aici undeva mai aproape. M-am simțit ca Sile, deci acum, când m-am plimbat cu tractorul ăsta, m-am simțit ca Sile. Bă, că arată fain casa, nu știu ce spuneți voi. Uite, scrieți voi în comentarii o părere, dar eu până acum zic că arată super fain casa, frate. Avem geamuri, avem etaj, n-avem nevoie de ceva mai mult. Și o să trebuiască să și facem torțe, deci torțe neapărat. Sunt obligatorii torțele, bă, nene, bă. Bun, hai să vedem. Coferele goale sau? Ce spunem noi în cofere? Punem în cofere fucking shotgun. Stai. Ok, control click dreapta, că uitasem. Aș putea mânca ceva. What? Am apăsat o combinație de taste foarte ciudată. Gata. Ce vreau să spun? Aș putea mânca ceva tomato aici. Nu? Nu am nevoie de mâncare acum. Arcul ăsta compound, vreau să-l pun tot aici. Uite un generator. Ioi, câte lemne sunt. Ioi, câte bețe. Oh my fucking god. Bă, câte generatori avem? 3? Ok, stai să arângeți puțin de la aici, că poate am loc să pun pe undeva pe aici. Ia să vedem de ce am loc. Am loc de binoclu, am loc de ștourile astea. Și mai am loc de ceva, uite, de asta. Bun, și în rest fiți antenă, oameni buni. Nu, n-am vrut să arunc. Deci fii antenă. Hai să ne punem noi un generator. Unde aș putea eu să-l pun să nu încurce? Ha. Pot să-l pun aici deasupra undeva? O, uite, pot să-l pun deasupra, ce tare. Dar sunt curios, fii antenă, dacă îl pun, uite, eu îl pun aici, da? Punem acest generator super fain aici. Ok, l-am pus. Hala, îi dăm stop să nu se consume singur. Dacă eu țin apăsat F-ul și se duce cu forul ăsta, generatorul o să stea în aer sau o să cadă? Sunt foarte, foarte curios. Și fii antenă ce face noi acum, uite, flashlight. Cred că pe click dreapta rotez, da, uite, hala. Rotim, fii antenă. Bă, pot pune și aici. Ești nebunat, deci fii antenă, uite. Uite așa pot face. Ia să vedem cât de fain s-ar vedea. Bă, luminează? A, asta e că e generatorul off. O, și luminează și ăsta. Ok, super tare. Hai să-l punem în față. Momentan, n-avem de ce să-l punem la geam. Uite, îl punem ceva genuit aici. Uite, îl punem așa. Stai așa, îl orientăm. Așa. Am, l-am pus. Bun, a, nebunie totală, fratele meu. Hai să oprim generatorul. Bun, și aici vedem că mai avem de asta, uite. Pac. Nice try. Nu l-am luat, mă. Bă, dar acum am observat că am două katane. Hai să pun asta cu 100%. Aici, bun. Hai să le iau pe ăsta. Hai mă, vină cu acea, my friend. Și îl și folosim. Op, așa. Și facem același lucru. Uite, punem așa. În lateral, așa, un pic pe diagonală. Le punem și pe ăsta pe on. On. Ăsta e tot pe on. Deci când o să aprind generatorul, sunt curios, aștept să se facă noapte. Sau cred că aș putea face o noapte de la server ca să nu mai așteptăm. Să vedem din prima cum se întâmplă. Sau să-l mut un piculeț mai în partea asta. Uite, mai așa la colț. Mai așa la colț, nu ar fi fain. Că parcă arăta destul de urât că era fix aici. Și pe ăsta la fel, o să fac același lucru și cu șmecherea asta. Aba. Uite așa. Aba. Și ăsta e bun. Hai să vedem, mai avem? Mi se pare că mai avem. Cred că aveam 3. Dacă nu mă înșel, hai să fim foarte atenți aici în cufere.
Aici alt generator. Alt generator, alt generator. Încă un generator. Și numai astea două le aveam. Fuck this. Și un firefighter helmet. Bun, pe păi bă, facem un piculeț noapte? Facem noapte, guys. Fiți atenți. Night. Hoba, am făcut noapte, ai de capul meu, închidem ușa. Și hai să pornim generatorul. Bă, oh my god, nu face cât de multă lumină mă așteptam eu. Ăsta chiar aici a pus destul de prost că nu prea luminează el. Asta îmi place. Bă, dar știi care e chestia? Că se vede de la depărtare. Și face puțină lumină de veche acolo, știi? Uite, hai să-l punem așa. Chit că cred că e the same shit. Uite, luminează puțin telcăsuța. Și aici trebuie să facem torțe. Cum se fac torțele? I have no idea. Ok, hai să vedem. Craft. Putem face torțe pe undeva pe aici. Aici, fucking magazine peste tot. Nu știu la ce mă ajută chestiile astea. Adică, știu la ce mă ajută, but... Hai să vedem. Opa, pot să-mi repar. No, thank you, metal scrap, nu știu ce, bla, 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 bla. Stai așa, mă uit puțin tel pe net. Deci, hai să vedem. Torch, unturned, wiki. Sunt curios. Bine, ți arată dacă ai itemele în inventar, știi? 4 maple stick plus 2 metal scrap. În fine, deci am nevoie de stick-uri și metal scrap. De unde fac rost de metal scrap? Aia e întrebarea. Ok, hai să facem așa. Bun, hai să vedem. Am stick-uri aici o grămadă. Maple stick. Dar am mai multe stick-uri de astea albe. Și n-am la ce să le folosesc. Bam, ba nu, am mai multe stick-uri de astea negre. Hai să facem așa. Stick-uri multe. Sper că dau bine click dreapta, că mi le bagă în inventar. Bun, mi le-a băgat în inventar. Și ăsta l-am închis, stai că consumă degeaba. Și metal scrap. Hai să vedem. Avem pe aici pe undeva metal scrap. Sincer, nu văd. Știi din ce am putea face noi metal scrap? Se aude ceva, sunt sigur că aude ceva. Hai să facem lumina aici. Metal scrap am putea face din arme, frate. Ia uite, what the fuck is that? Bars fortification. Ok, fii atent, hai să luăm astea. Sunt curios... Nu, așa. Bun. Și aici în inventar. Sunt curios dacă le pot pune la... Oh! Oh my god. Deci fie antenă cum le pot pune aici. Ești nebun. Altundeva n-am unde să le pun, nu? Nu, numai la geam aici. Fie antenă. What the fuck? Adică nu-mi prea place cum arată. Deja devine pârnaie, frate. Uite ce ușă avem în pana mea. Și uite aici și ce geam avem. Vai de carambitul meu. Ok, hai să luăm arma. Și hai să... Unde am pus eu pușca aia? Că nu mai știu unde am pus pușca. Nu mai știu unde am pus pușca. Uite aici, pușca. Fii atent, o putem lua. Și cred că și din ăsta. Fii atent, și dăm aici, uite. Metal scrap. Ok. Mai merge să fac metal scrap din altceva, că I have no fucking idea, sincer să fiu. Dar vreau neapărat să facem niște torțe. Din asta nu cred că poți face. Din arme, în general, poți face metal scrap, știi? Din asta? Nu cred. Și cam atât. Dai. E și un cufăr. Oh, din pistolul ăsta. Ok. Pistoale, îmi cer scuze. Sau nu era arma acolo? Stai, că nu mai văd. Că văd că am arma în inventar. Uite aici, frate. Deci fie antenă din câte pot face metal scrap. Din asta. Să dăm shotgun-ul, mă. Și din bow. Hai să dăm asta. Ok. Let's do this. Și am... Nu fie antenă, hai să facem o șmechere. Iau celălalt arc. Și pe celălalt la fel. Oricum. Geo, Tudor, Sile și Sergiu nu folosesc arc, deci pot să-l folosesc pe celălalt și neapărat o să trebuiască. Cred că o să off-camera o să mut toate cufurile astea de aici, pentru că mă încurcă teribil, mă enervează tarandala și o să le și organizez cât de mult pot eu. Bă, dar stai așa că deja, uite, eu deja l-aveam pe ăla. Sper să nu mi-l ia pe ăsta, deci sper să nu mi-l ia pe ăsta. Mă gândesc că e deja echipat și n-ar trebui să mi-l ia pe ăsta. Nu mi-l au luat pe ăla. Super tare. Și avem metal scrap. Bun. Dăm craft. Și facem aici, uite, pot face splint, dar n-am nevoie. Eu vreau torțe, frate. Hai să vedem unde găsim torțele. Where can we find the torches? Metal pipe, metal nu spikes. Opa, torțe, fii antrenă aici, torțe. Gata, și mai am nevoie de un băț dacă vreau. Hai să mai luăm un băț ca să mai facem o torță. Băț, băț, uite aici. Un băț ca să mai facem o torță, maple torch. Bun, nu știu câte torțe avem, dar hai să vedem așa, întuneric. Fii antrenă, hai să punem uite aici torță, uite așa. Sau să le punem aici la intrare. Nu, hai să le punem pe pereții ăștia care arată fain. Hop, așa. Prima torță. Și a doua torță.
Arată fain așa. Că nu trebuie să fie toată casa luminată și astea oricum le putem stinge dacă vrem. Dar ar fi fain să le lăsăm așa prinse. Aici aș mai pune o torță. Uite, fix aici. Stai să o lumine și pe asta. Să se lumineze oarecum aici camera asta cu cufere. Și aici aș mai pune o torță, dar momentan avem materiale. Și sus la fel să punem aici niște torțe. Cred că o să le pun, uite, așa pe lateral. Yes. Gata, frate, avem lumină. Ești nebun, avem fucking lumină. Bine, ăsta nu vreau să-l las mereu aprins, mai ales că îmi apare acolo în stânga ceva termometru și mi-e frică, sincer să fiu, să las așa deschis. Ok, și următorul general, următorul generator m-am gândit să-l punem undeva pe aici pe sus, pentru că vreau să mai punem aici o verandă sau ceva, să facem aici o ștecherie, să punem aici foarte multe, cum se numesc alea, mă? Foarte multe de alea de lumină, nu mai știu cum se numesc, alea de le-am pus la intrare acolo, știi? Și fie antenă. De ce nu facem noi chestia asta? Hopa, hopa. Hopa? Să luăm de aici niște barbed wires, să le punem pe lângă casă, deși nu prea are cine să ne invadeze. Hai, mă, mergeți, dau așa să deschid. Open. A, da, astea sunt open deja, generatorul trebuie să-l deschidem. Da. Bă! Așa, mă, tătuț. Uite, mă, că fac lumină puțin tel. Măcar știi care e chestia, vezi unde e casă. Bine, oricum se vede, uite, de la depărtare se vede și acolo. Mamă, se vede lumina de la torse, ce fain. Și uite, aia arată ca un cur. Ia, hai să scoatem noi chestia. Eventual, știi unde am putea pune? Unde am putea noi să o punem pe aia? Uite, fie antena aici, în spate, la cufere. Știi, doar așa de formă, să zicem că... De fapt... Aaaa! S-a dus pe dic. Oricum nu poate intra nimeni, pentru că... Nu știu, ar trebui un giant să aibă picioarele de 7 metri să ajungă acolo la geamul ăla, dar... Decât să o lăsăm acolo, mi-am și rupt piciorul. Îmi place că nu mi-a luat foarte multă viață, n-am murit. Dacă muream, plângeam. Am spus-o foarte scurt. Ok. Nu merge să sar. N-am cum să intru în casă dacă am piciorul rupt. Incredibil. Guys, come on. Ok, what can we do now? What can we fucking do? Dacă iau un bandaj de ăsta, mă ajută. Bandajul nu mă prea ajută la picioare rupte. Mi-a crescut viața. Nu pot intra în viață, vai de, în casă, vai de viața mea. Nebun vrăzor! Măcar să închid generatorul de la masă, să nu consume degeaba. Cam asta a fost clipul, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut și v-a juca încă o dată să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Și haideți să strângem acolo, oameni buni, cât mai multe like-uri. Și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Stai așa să prind acum să se vadă așa lumina. Ce șmeche. Oh, pot să intra în casă. Yes! Dar bă, frazor, eu am fost Andrei, v-am salutat pe toți. Ceau, bă! Pa!